Noi am făcut 2000 și ceva de kilometri. 2600 de kilometri am făcut și aici lumea nu vrea să coboare două scări din blocuri. Vedeți că aici democrație să nu o să lege nimic. Vocea poporului, ați văzut cum se începe protestul, da? Păi că asta a fost vocea poporului. Faptul că așa se ascultă vocea poporului. S-a dus un oarecare șurișel la Orhei, care face exact ce își trebuie, s-a provocat, s-a făcut, adică doar ca să perturbeze cumva protestul. Așa se ascultă vocea poporului. Și astăzi și de fiecare dată. Poporul pur și simplu nu există, adică e ala lor și atât. Noi suntem toți la Orhei, noi suntem cu Ilanșor. Noi de partea lui am venit în coași să concentrăm toți. Ce se întâmplă în țara asta noastră? Vedeți că e democrație asta, nu o să lege nimic. E hoții mari cu democrația asta, nu o să se lege nimica. Și Sandu a distrus școlii și n-a stat să nu știu ce face, că l-a fost jucător și advocat, nu știu mai fost el acolo. Dar în țara asta e haosul mare, cel mai mare haos în țara asta noastră. Avem buzunarul nostru. Da, și nu ne băgăm la nimeni. Da, așa că da. Cum face, da face. Cum face, dar pentru om sărac, mult o face. Pentru pensionari. Și pentru copii, și pentru pensionari, și pentru... Dar și face mai Sandu. Închide școalile și... Închide și se spânzură copiii care nu dau bacalaură. Și mă apropii de dâns și dăm între în chestiunea asta și le întreb ce s-a întâmplat aici, de ce mizeria asta, de ce s-a întâmplat? Și mi-a spus că e ziua bătrânilor, nu știu ce, le hrănesc degeaba. M-am mirat, dar pe urmă zic, de ce așa e înconjurat de două rânduri de gardieni? Două rânduri, vă închipuiți, măscați, nici nu am idee cum să vă spun de ce lucrul este așa, am început să plâng și nu putem să mă liniștesc că trădători de neam, de țară, de tot ce mi-e sfânt. Asta e foarte rău, foarte rău că unii se vând pe o bucățică de ceva care n-ar trebui nici singur să apoie. Tot teatrul nostru politic a devenit o clounadă. Fără, și anume, populația nu înțelege. Populația într-atât a acceptat această stare a lucrurilor, că nu înțelege, că, adică, datorită la televiziunile este alb-negru, majoritatea stau cu ochii închiși, fac pe orbul. Nu înțeleg, sunt alte culori, în afară de sur și negru, care sunt în Moldova. Adică, ar fi nevoie de o schimbare, ar fi nevoie ca diaspora să revină acasă, nu numai să facă remitență. Noi, diaspora, ne simțim ca cum am fi extorcați. Noi nu simțim că suntem acasă. De fiecare dată când venim în august acasă, se măresc taxele, se măresc, apar legi noi, toate legate prin amenzi, amendări de diaspora. Nu ne e dor de casa noastră, avem poftă să revenim acasă. La ce să revenim? Omul lucrează și la sfârșit de viață și trăiește viața ca un câine. Jos mafia! 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 Thank you.
cine, satele pustii, care pustiesc și nu mai cine aceea că, iată, e plecată fiica, a venit cu nepoțica, bine că măcar știe să vorbească și româna și greacă. Și cât de cât îi place Moldova, dar nu vede nicio perspectivă aici. Eu tot am fiică plecată de 12 ani în Italia. Am doi nepoți acolo. Recent i-am petrecut înapoi cu lacrimi în ochi. Nepoței, bunica, noi vrem aici cu tine, dar acolo e altfel viața. Al de Șor, al de Plahătniuc, care practic Plahătniuc cine-i? E președinte de partid, dar el conduce cu țara. De ce i-au frică? De ce și-au îngrădit cu două rânduri de gardă și, asta, și guvernul și parlamentul? I-au frică de popor, dar totodată nu vor să asculte vocea poporului, ci spun oamenii. Oful și păsul lor. Trebuie să dai oamenilor un trai decent. Trebuie să dai un viitor, un scop. De exemplu, tinerilor să dai o oarecare perspectivă în ziua de mâine. Bătrânilor să dai o pensie decentă ca ei să poată să trăiască, deci nu de la o pensie la alta. Să oprească tot ce înseamnă Crous, pentru că banii Republica Moldova sunt foarte mulți. Să investi din toate părțile. Doar unde sunt toți banii ăștia? Unde au dispărut? Asta e problema. Nedreptatea din țară. Cum se vede ea, această nedreptate? Prin suferința familiei mele. Deci nu au de mâncat, de achitat facturile, de trăit, de răsuflat. Ne cheamă sufletul, ne cheamă inima, ne cheamă patriotismul care îl avem, care îl avem depus de mulți ani. Măi frate, zorile se aprind, hai să căutăm dreptate, voie și pământ. Hai, măi frate, zorile se aprind.